Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Bine v-am găsit la un episod de vlog cerut de voi. În urma vlogului precedent pe care l-am postat cu Dorian, dacă nu l-ați văzut, intrați pe canalul meu și îl vedeți. Poate o să las și linkul în descriere. Am avut foarte multe cereri în care mi-ați cerut să fac clipuri cu greșeli în antrenamente, iar bineînțeles astăzi vom începe cu cel mai cerut, antrenamentul de brațe, și vom vedea care sunt cele mai întâlnite și mai frecvente greșeli în timpul antrenamentului de brațe. Vom începe cu tricepsul, după aia cu bicepsul și vă voi prezenta așa câte 4-5 exerciții pe câte 4-5 exerciții pe fiecare grupă. Prima greșeală pe care puteți să o faceți și este cea mai întâlnită este lipsa încălzirii. Foarte mulți intră direct în sală, beau un pre-workout sau o cafea și se apucă direct să execute mușchiul targetat. Aceasta este o foarte mare greșeală, deoarece trebuie să pregătim corpul pentru efort, trebuie să încălzim încheieturile, articulațiile. Articulațiile noastre sunt lubrificate cu ajutorul unui lichid, lichidul sinovial, care este ca un fel de lubrifiant. Iar dacă începem direct să lucrăm, în primul rând, articulațiile și încheieturile noastre nu sunt pregătite, așa că prima greșeală pe care trebuie să o evitați este să nu săriți peste încălzire. Încălzirea trebuie să fie una simplă, cu mișcări de gimnastică, cu mișcări specifice grupei lucrate. O să filmez câteva cadre de la încălzire pe care o fac la antrenamentul de brațe. După aia începem cu primul exercițiu și prima greșeală pe care o puteți face. Power, domnilor, haideți să facem treabă! Ok, domnilor, cam asta este în mare încălzire pe care o facem noi la antrenamentul de brațe. Iubi, după cum vedeți, și încălzește tricepsul. Și vom începe cu primul exercițiu la triceps. Vom începe cu tricepsul, pentru că este grupa mai mare. Vom începe cu extensii la scripete și vă voi arăta acolo priza cu care fac, ce prize mai puteți alterna și ce zonă targetăm. Haideți să dăm drumul la treabă. Power, baby. Power. Ok, domnilor, am trecut la primul exercițiu din antrenamentul brațelor. Primul exercițiu va fi extensii la scripete. Voi face cu această bară treon, însă am pregătit pentru voi și alte prize pe care, cu siguranță, dacă nu aveți această priză, pe celelalte le aveți cu siguranță în sală. Avem aici priza Z, bara Z, o bară V, o bară dreaptă, dar cu asta nu vă recomand să faceți extensii la triceps, doar să faceți cu priză în spinace, adică cu brațul cu degetul mare orientat în partea de sus, și o sfoară pe care cred că cu toții o aveți în sală. Principiul este același la oricare dintre aceste prize și haideți puțin să vă arăt execuția corectă și ce greșeli puteți să evitați la acest exercițiu. Și ce greșeli făceam și eu, bineînțeles, când eram la început. Bun, ne fixăm greutatea, ne poziționăm cu fața la aparat. Flexăm puțin genunchii. Ducem pelvisul puțin în față, bazinul. Da? Fixăm coatele pe lângă corp. Privirea în față, inspirăm. Și aici ne imaginăm că apăsăm pe bară. Deci nici nu tragem bara, dar apăsăm cu podul palmei în bară. Da? Foarte important să nu ducem umerii în față. Umerii trebuie să fie retractați, trași în spate, pieptul drept, în sus, și pur și simplu apăsăm. Extindem, revenim, extindem, revenim.
Acest exercițiu pune presiune mai mare pe capul lateral al tricepsului, capul acesta, însă dacă o să facem mișcarea aici, băgăm pieptul mai mult sub bară, va intra, deja se simte, mai mult capul median și capul lung al tricepsului, pentru că vom imita o poziție de împins, vom împinge mai mult. Deci, dacă facem în față, pune presiune mai mult pe capul lateral, dacă venim cu pieptul sub bară, capul median și capul lung. Eu fac aici, în față, pentru că am alte exerciții care targetează mai mult celelalte două zone. Bineînțeles, la acest exercițiu trag toate cele trei capuri ale tricepsului, însă vă spun pe ce se pune mai mult presiune. Bun, sper că v-a plăcut, trecem la următorul exercițiu. Și distanța care trebuie să fie, că mulți stau pe la pullover, foarte departe. Da, am observat că mulți se duc foarte mult în această parte, se duc foarte mult în spate. Consider că nu este foarte corect, deoarece ne vine foarte greu să apăsăm pe bară. Aici tensiunea este mult mai mare exact pe partea pe care trebuie să o lucrăm, da? Deci nu trebuie să stăm aici, pentru că am pierdut foarte multă tensiune. Cu cât ne depărtăm mai mult, cât pierdem mai multă tensiune. Haideți să trecem la următorul exercițiu. Ok, domnilor, următorul exercițiu, extensii cu gantera deasupra capului, pe bancă, pe banca înclinată. Acest exercițiu, domnilor, implică mai mult capul median și capul lung al tricepsului. De ce? Pentru că avem brațele poziționate, stați un pic, să las gantera asta, să vă dau și un tips. Deci brațele încercăm să ducem puțin fundul în față, trunchiul să vină puțin înclinat și să întindem aici maxim, pentru că capul lung al tricepsului se inseră din omoplat, de asta se cheamă și capul lung, pentru că are cea mai mare lungime. Și întindem foarte bine, da? Păstrăm coatele în interior și extindem. Extindem la maxim, după care revenim. Haideți să vă arăt și cum trebuie să arate mișcarea. Ridicăm gantera frumos. Podul palmei și podul palmei. Vin un pic ca să iei de aproape, să vadă poziționarea la palme. Deci fixăm degetele unul peste altul, cu podul palmei să fie centrat pe mijloc. Fac. Inspirăm, ducem cotul în interior, extindem la maxim, după care revenim. Inspirăm, întindem la maxim, important este să fie întins maxim tricepsul, uitați. După care revenim. De jos, ne imaginăm că împingem în sus, da? Ne imaginăm că împingem greutate. Op. Nu mai fac, că nu o să mai vină tricoul. Deci, ce greșeli puteți să faceți aici? Prima greșeală este să țineți umerii prea mult în față și tensiunea să cadă mult pe umeri. Deci, mulți fac cu umărul aici. Al doua greșeală este să țineți coatele prea depărtate și să faceți un soi de împins. Am mai văzut? Coatele foarte depărtate, coatele trebuie să vină cât ne permite lungimea umerilor în interior, da? Și tipsul ăsta pe care vi-l dau, să stați cu fundul puțin mai în față și corpul să vină puțin înclinat, ca să întindem perfect tricepsul. Power, domnilor! Uitați-vă că învățați multe lucruri de la George antrenorul. Domnilor, exercițiu numărul 3, vom face un exercițiu pe care eu îl consider unul dintre cele mai bune pentru dezvoltarea tricepsului. Extensii cu bara deasupra capului sau skull crusher, cum îl mai cunoașteți unii dintre voi. Voi face cu bara EZ. Acest exercițiu, sincer să vă zic, nu l-am înțeles din prima. La început mă hazardam să pun greutăți foarte mari și cu siguranță asta mi-a afectat cotul. Simt uneori o durere în zona frontală a cotului. Dar de când am corectat execuția, totul a redevenit la normal. După cum bine v-am zis anterior, extensiile cu bara și cu gantera, exercițiul precedent, pun sau targetează mai mult capul lung al tricepsului și cu capul median. Haideți să vă arăt repede execuția și să vă spun puțin ce greșeam eu și cu siguranță vă regăsiți și voi dintre greșelile mele. Deci, vă arăt cum făceam eu înainte. Înainte veneam cu brațele aici în față și lăsam bara, nici nu mai pot acum,
lăsam bara aici. Aoleu. Ulterior am fost informat și m-am informat. Coatele trebuie să meargă mult mai în spate, băgăm cotele în interior. Aici s-a dus toată tensiunea de pe cot. Lăsăm bara, împingem și ridicăm doar până aici. Să fie pricep să întins la maxim, da? Întindem și ridicăm. Ce-a făcut bine în exteriorul băncii. Acum este toată tensiunea pe triceps. Asta este mișcarea, domnilor. Power, ne vedem cu următorul exercițiu. Ok, șoriceilor, haideți să vă mai arăt încă un exercițiu foarte bun. Eu prefer să încep cu acest exercițiu sau să termin cu el, pentru că este un exercițiu care ne ajută să întindem foarte bine tricepsul, targetează toate cele trei capete ale tricepsului. De preferat este să-l faceți la scripete, pentru că avem tensiune continuă. Este foarte bun și cu gantera, însă diferă punctele de tensiune foarte mult. Așa, cu sfoara, punctul maxim de tensiune este în zona concentrică, în zona excentrică, și cu gantera, când plecăm de aici, avem prea multă tensiune, iar aici prea puțină și nu putem să ținem tricepsul sub tensiune. Ne fixăm cu trunchiul paralel cu solul, cotul lipit de corp și extindem maxim. Putem să stăm și cu un picior de sprijin. Aici singura greșeală pe care o puteți face mai majoră este să aveți cotul prea jos sau să trageți din umăr. Umărul rămâne fix și extindem doar antebrațul. Foarte bun acest exercițiu. Domnilor, încheiem vlogul acesta aici, pentru că nu vreau să iasă foarte lung. O să venim cu partea a doua, unde vom prezenta exercițiile de biceps. Însă cred eu că v-a prins foarte bine acest exercițiu. Dacă vă plac aceste tipuri de vloguri, vă rog să-mi scrieți în comentarii, că o să fac mai multe, o să fac și pentru fete, și pentru mustăcioși, și pentru toată lumea. Dar până data viitoare, domnilor, nu uitați, share, like și subscribe pe YouTube dacă vă place ceea ce facem, follow pe Instagram, George Miron 13, Loredana, Loredana X, și mâncați sănătos, antrenați, vă gândiți pozitiv și faceți ceea ce iubiți. Power!